Salut! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? De Crăciun am pus un story pe Instagram unde mi-am întrebat urmăritorii ce cadou și-ar dori în speranța că pot să merg chiar eu să le îndeplinesc dorința. Inițial a fost vorba să cutreier prin mai multe orașe, dar a fost practic imposibil pentru că majoritatea dintre ei, ghicește ce, nu răspundeau. Apoi a fost vorba măcar să merg la copiii din orașul meu natal, adică Bacău, și acolo am dat foarte greu de ei, pentru că dai greu de copii. Primul om pe care l-am selectat din lista asta lungă este Andrei, care zice că este din Bacău și ar vrea un joystick de Xbox 360 și dacă nu, jocul de GTA 5. Și o să mergem să le luăm. Răzvan stă tot în Bacău și și-ar dori o minge de basket sau un hanorac. Ce să-i luăm, un hanorac sau o minge de basket? O minge de basket. O minge de basket. Da, sincer. O minge de basket. O minge de basket. Alexandru ar vrea cartea De ce vrem să fii bogat. De ce vrem să fii bogat, așa numește cartea? Nu știu. Am BMW, eu nu citesc. Marian vrea o pereche de căști. S-a rezolvat, Marian. Ia uite, Marian, ce avem acolo pentru tine, Marian. Îmi doresc de Crăciun să vorbesc cu tine pe video. Nu vreau bani sau telefoane, vreau sărătate de fericire și să vorbesc cu tine pe... Hai, îl sunăm okay, pe video. Ok, hai să sunăm acum pe video. Sincer, cum sincer. Adică cum, o sun și nu răspunde? Ia să vedem. Hai mă, te rog, răspunde. V-am și eu emoții când îi sun așa. Sincer. Dar nu mi-apare niciun sunet când sun? Nu, asta e bine sau atât. Oare dacă nu am la follow nu pot să sun? Ba da. Dar am mare la follow. Iată-te. Flori, răspunde! Flori! Bine, Flori o să ne răspundă când poate, așa păcat. Așa e moticul. Na, am mâncat, na, am încercat. Mădălin stă în Bacău și-ar dori niște jocuri de PS4, mai exact GTA 5 și Minecraft. Mă rog, sunt mai multe. Bianca zice așa, că stă în Bacău și-ar dori un urs foarte, foarte mare. E ziua ta norocoasă, Bianca, că ce azi vei primi ursul ăla foarte, foarte mare. Mari zice așa, mi-aș dori un follow de la tine, nu-mi doresc decât asta, ca să nu mai bată drumul să facem poză. Ia, păi, hai să-i dau follow, cum o cheamă, Mari 777. Dorința ta îmi e poruncă. Ia să și filmul, pa, follow. Sper că mulțumim de Crăciun cumva. Acum ne urmărim reciproc. Gata. Uite ce cadouri frumoase. Pune masca și hai să mergem să cumpărăm cadourile. O altă problemă pe care am întâmpinat-o ulterior a fost că nu am avut voie să filmăm în magazine din cauza politicii neînțelese a supermarketurilor, a tot ce-o fi astea, și mi-a stricat așa esteticul vlogului. O să-mi dau masca jos să zic asta. Am vorbit cu cei din Altex și nu ne lasă să filmăm în magazin, deși le-am zis că mă filmez doar pe mine cum iau cadourile unor copii. N-au vrut să fac asta, așa că o să intrăm în Altex, o să iau eu cadourile și ne filmăm la ieșire, că politică. Na. Dar după cozi infinite am reușit să ajungem într-un final la primul norocos. Oficial am terminat de la toate cadourile, am luat așa, am luat un urs super mare care e în portbagaj, am luat 3 perechi de căști, am luat joc pentru PS4, am luat încă un joc pentru PS4, minge de basket, ce am luat, un controller. Nu știu ce mai e pe aici și de acum încercăm să le împachetăm și să mergem direct la copii. Mult am mai mers, bă, băieți. Nu știam dacă ajunge aici. Cum să ne ajungem, bă, băieți? Am mai ajunge, mă, băieți, mă. Care e nebunul de Andrei? Care e Andrei? Poftim, am dat super greu de tenet, te salut. Crăciun fericit, ce faceți? Facem și poți? Facem, normal, păi venim fără poza aici. Trebuie tare de voi, mă, nu să nu răspundeți. Răspundeți greu la mesaje. Ești căutată? Ai reușit să-i faci una sau? Crăciun fericit, te pup, încă o dată v-am lăsat. Să aveți o zi faină, pa! Salut, băi, salut, salut. Avem aici 3 perechi de căști frumos de la Kiris. Bă, niște căști super ok. Le-am luat chiar eu. La modul raport calitate-preț, zăbesc. Și ne ducem să le dăm. Ce mai avem pe aici? Mai avem, avem un joc NBA, nu știu de care, 2K20, ceva în genul, pentru alt băiețel. Hai, nu poți deschide să arătăm ursulețul, vă rog. Acum ursulețul, ia uite. Avem aici pe Gabriel. L-am cam înghesuit ce să facem, noi l-am numit Gabriel. Uite pe Gabriel. Hai, Gabriel. E un urs foarte mare, exact cum, bine, îmi pare rău, dacă îl vezi, niciun urs n-a fost rănit în acest clip. Cam greu să dai de copii, frate, adică îi înțeleg, toată lumea e plecată, unii nu răspund, unii da, vino, dar poți să mă găsești la țară, gen... Abia acum am plecat, dar mă bucur că i-am găsit pe câțiva. Ce e mega, ultra, super, hecta, giga amuzant e că am început la 11 ziua și am terminat la 9 seara. Bine, de fapt nu e amuzant deloc, dar nu știam cum să o zic. E încă o chestie care mi-a stricat așa esteticul vlogului. La primii copii se vedea bine așa, cu lumină naturală așa, și deja seara vedeau purici așa pe ecran, dar asta e. Mergem frumos la David cu o pereche de căști aici, Achiris, de la Vega, frumos. Mergem, hai vedem dacă îți plac. Dar stai că trebuie să mâncați. Salut. Vino în coamă, puțule. Ce faci, mă? Crăciun fericit. Poftim.
Mersi. Cu plăcere, ce faci? Nu plângi, mă, revii nouă, e Crăciunul. Mersi. Ce fac? Bate pumnul cu mine. Hai, bate pumnul. Ai primit și un cadou? Pentru mine nu prea contează cadou. Am înțeles. Contează că trebuie să fii tine, nu contează cadou. Ce drăguț. Bună seara. La ce ai venit asta de zbrăcanu? Îți pup, Crăciun fericit. Ia, poftim, sănătate să-mi dați și ce asta. Am venit rapid. Dar de unde ai venit? Stau fix lângă, la o casă. Păi și ai venit așa dezbrăcat? Ia vezi dacă îți plac. Adică sper că îți placă. M-aș uita, adică vezi tu dacă te-ar face așa. Că, nu știu, sper să fie ok. N-am zis la nimeni până acum, dar sper că ești cu gaming. Ești așa n-ai, nu? Bine, verișorule, te pup să ai o seară frumoasă și un Crăciun fericit. Dă-ți iau în brațe, știu că e copii, dar asta e. Te pup, să fii sănătos. Da. Pa. Mulțumesc. Te pup, pa, pa, pa. Încă un copil fericit. Care e copilul dintre voi doi? Te pup, verișorule. Hai cu copilul. Hai cu copil, nu-i mai înalt decât mine. Bro, Crăciun fericit, wow. Sper să-ți placă. Mă rog, enjoy, Crăciun fericit. Da, mersi mult. Chiar te pup din nou. Doamne ajută, să-mi spui dacă e ok, da? Te îmbrățișez, pa. COVID asta e. Nu te îmbrățișez, Crăciun fericit. Da? Și vouă. Și vouă. Ești bine? Da. Mă, hai că mi-ai făcut mare. Să vezi ce ai aici. Hai că mi-ai făcut mie o bucurie, adică să mor eu. Ia, poftim, Crăciun. Poți să-l ții? Da. Și pe jos că te murdărește. Da, a fost super drăguț când l-am luat. Noi l-am numit Gabriel. Acum poți să-l numești. Fratele meu. Hai, dă-i de Gabriel acum, efectiv. Da, mulțumesc mult. Cu plăcere. Îți urez un Crăciun foarte fericit și să fii fericită. Și vouă, la fel. Te pup, hai să te mai îmbrațe cu tot cu Gabriel. Vă pup pe amândoi, să fiți fericiți, da? Da. Te pup. Hai, stai o seară faină. Bună seara. Crăciun fericit. Mulțumesc. Dar ce faci, măi, înghețatule, mă? Poftim, Crăciun fericit să ai. Mulțumesc mult. Dar ce răspunde așa greu? Păi, dormeam. Sincer. Toată ziua? Nu, am dormit. El a răspuns super greu, nu? Da. Bine, vreau, da. Sper să-ți placă cadou, sper că ceea ce ai cerut acolo pe Insta și să ai un Crăciun fericit, îți doresc. Da, mulțumesc. Te pup, dă-ți de mâna, mamă, eu ce tremur, bata mea, de frig. Dar de ce, de emoții? Dar revin oți, dar revin oți, dar nici nu te văd, frate, ești aici cu noi? Da. Te-ai ascuns după mască. Tremură, frate, te pup. Pa. Pa, Crăciun fericit. Cum te cheamă? Nu, poate am greșit noi, sincer. Ai poză cu Among Us? Da. A, eu cred că e un băiat. Crăciun fericit, vino să te îmbrățișez. Tu știi că n-aveau 21 la... Da, nu avea 21, chiar am căutat. Aolea, am văzut că ești băiatea mânsă asta, ce sunt fric. Bună. Bine, vă pup, Crăciun fericit să aveți. Nimica nu pot să mai zic, sunt efectiv șocat. Eu am crezut că, bă, și ne-am mai așteptat trei fete în frig, bă, în frig, jumătate de oră, bă. Bă, dar cum se cheamă fata NBA în jocul? Nu știu. Sperăm că am putut să facem câțiva copii fericiți. Știți că a fost un pic cringe. A fost din suflet. Bă, per total a fost un clip mișto, o experiență faină, mă bucur foarte mult că am reușit să, nu știu, să fac așa o bucurie oamenilor care mă urmăresc, la fel cum și voi îmi faceți mie și acum e momentul ăla de... Bun, ne vedem pe Instagram la Zniculeș și pe YouTube, nu uitați să activați neapărat clopoțelul pentru că anul acesta mi-am promis că o să fac treabă bună, în sfârșit pe YouTube, după 8 ani sperăm că o să fie treabă bună. Și înainte să închid vlogul, trebuie să vă arăt un pic clipul de pe Timbar Fan Club unde am făcut o super interesantă competiție cu Maria Zvânca cu portocale, atâta vă zic. Ce crezi, Maria? Poți să mănânci mai multe portocale decât mine? Deci gata, e un challenge. Batem portocala și începem? Nu trișezi, da? Nu. Nu, trișează, trișează. Două, trișe. Pelgo, băieți! O să aveți, bineînțeles, clipul în descriere și să-mi spuneți cine a câștigat dintre mine și Maria. Așa că eu vă urez un an super productiv și vă doresc să fiți sănătoși ca să fiți super productivi. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!